Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out, a treia ediție a Time Out. Iată în casă nouă, studioul 3 de la Dada TV, o promisiune care s-a fost onorată și care, iată, colegii de aici, de la Dada, au și pus-o pe tapet. Vin cu invitat special, de această dată nu din lumea fotbalului, pentru că Petrolul va avea meci la Botoșani diseară, facem emisiunea încă de luni, de astăzi, tocmai special pentru a, ca și dumneavoastră, să puteți urmări în liniște această producție. Am invitat, spuneam, special din lumea boxului, vorbim despre antrenorul CSM Ploiești, Titi Tudor, și despre secretarul Federației Române de Box, Daniel Ion. Bună seara, domnilor, și bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara! Ambii au ajuns în platoul Dada TV exact în timpul desfășurării campionatului european de box, feminin și masculin, turneul final fiind dedicat juniorilor născuți 2007-2008. Turneul este în plină desfășurare la sfârșitul acestei săptămâni, urmând a afla care sunt cei care sunt cei mai tari. Despre Titi Tudor, ploieștenii, prahovenii știu totul în materie de box. Celălalt invitat, cum vă spuneam, secretarul Federației Române de Box, domnul Daniel Ion, pentru prima oară prezent la emisiunea cu profil sportiv Time Out, și să vă divulg un secret, provenit din lumea jurnalismului. Domnia sa a activat mai multă vreme în calitatea oficială de jurnalist, având și cu mulți colegi de-ai mei o relație de prietenie, de amiciție și de colegialitate. De respect. Și de respect, pentru că dacă nu avem respect între noi, va să zică că nu prea avem. Capitala sportului european, de ce Ploieștiul, domnul Ion? Pentru că Ploieștiul merită să aibă această competiție. Ploieștiul a dat boxului nenumărate nume de legendă și merită și Nea Titi. Nea Titi este membru al Biroului Federal, este unul dintre cei mai longevi și mai experimentați antrenori din box. Merita cu prisosință un campionat european, pentru că e un potențial mare în boxul nostru. Ploieștiul în continuare reprezintă o sursă de boxeri talentați care promit mult pentru viitorul boxului românesc. Ploiești, orașul care a lansat, care a format campion mondial precum Leo Doroftei, precum Adrian Dumitru, a primit laurii organizării acestei competiții de anvergură. Cine a militat pentru această ambiție devenită, cum se vede, realitate? Și aici vă întreb pe amândoi, pentru că cu siguranță ambii vor avea ceva de spus. Hai să începem cu Nea Titi, ca să-l băgăm în discuție un pic. Da. Vreau să vă spun, așa cu plăcere, cu drag, cu sufletul vă spun, că a fost o plăcere deosebită a mea ca să putem organiza prin Federația Română de Box și cu oficialitățile locale acest campionat, fiind un campionat record de participare și a țărilor și al numărului de sportivi. Și a fost o dorință mea, zic, mai stau în box, măcar să știu că am plecat cu fruntea sus din lumea boxului și am organizat un campionat european în care, la ora actuală, cred eu că ne aflăm printre primele țări din Europa în care să facem acest... Da, tocmai vreau să îl rog pe Daniel, cum că avem cea mai de succes competiție derulată sub egida Federației Române de Box. Ultima dintre ele a fost cea de la Arad, Dracula Open, care a strâns în februarie în jur de 300 de sportivi din 26 de țări. Iată, la Ploiești, la campionatele europene, mai mult de 400 de sportivi din 32 de țări, cărui fapt se datorează această creștere. În primul rând, se datorează și reputației României, de o țară care organizează bine evenimentele la nivel internațional, evenimente grele. În al doilea rând, contează enorm această competiție în acest an, pentru că este un criteriu pentru majoritatea celorlalte țări de a-și stabili și lotul cu care participă la mondiale. Să nu uităm că pentru prima oară după 8 ani, în 2023, avem și campionat european și campionat mondial de juniori în același an. În luna noiembrie, în Mexic, care are loc campionatul mondial de juniori, cred că ultima dată când am participat a fost în 2015, când Cosmin Gârleanu e și campion mondial de juniori. Da, acum 8 ani, așa este. Da.
contează experiența, contează faptul că am început să avem un background în materie de competiții mari organizate în România. Au fost foarte mulți străini care au venit în ultimii 2 ani, din măcar, în România. Am organizat anul trecut 4 competiții internaționale majore. Două dintre ele la prima ediție și devenite de la prima ediție de categoria A, ceea ce e o performanță extraordinară. Ca să devină competiție de categoria A, trebuie să ai un număr de sportivi depășit și un număr de minim 15 țări. La Dracula Open anul trecut, la prima ediție, au fost 22 de țări de la startul competiției. Am avut centura de aur cu 16 țări, am avut centura Moldovei. Sunt competiții mari care atrag atenția și străinii au fost mulțumiți. Noi probabil avem ca nație harul de a-i face să se simtă bine. Da, în caz de bune. Da, să-i facem să se simtă bine și să revină cu drag. S-a întâmplat în 2019, a fost am avut la Galațiu un campionat european tot de junior și centura de aur. Și unul dintre cei mai reputați antrenori din lume la momentul ăsta, Pat Fiacu, a fost atât de impresionat de România că după aia a venit să-și facă concediu aici. Iar unul dintre cei mai buni boxeri cubanezi a făcut o dragoste care cred că s-a și finalizat cu căsătorie, cu o româncă. Adică a dus-o până la capăt, să zicem. Da. Sunt lucruri frumoase, sunt competiții în care absolut toată lumea și m-a impresionat la Ploiești până acum, în această săptămână de când tragem din greu, m-a impresionat puterea de muncă a oamenilor de aici. Vreau să le mulțumesc în mod special copiilor aduși de Neatiti, să asigură voluntariatul la această competiție. Este o muncă infernală și chiar sunt mândru și îmi vine să-i pup, văzându-i cum muncesc de la ora 11 până la 8, 9, 10 seara, fără să crăgnească. Personalul de la chestie pro bono, bănuiesc. E un voluntariat? Da. Da. Au de învățat ceva de la treaba asta? Cum să vă întreb? Ce experiență capătă ei făcând lucrurile astea? E un avantaj mare că majoritatea provin din lumea sportului, majoritatea chiar din box. O experiență aceasta este una care le va prinde bine tot restul vieții în cariera lor sportivă. Văd o competiție de la cel mai înalt nivel, o văd de acolo, de la firul ierbii, cum spuneți că tot v-am auzit mai devreme că fotbalul a fost vioara întâi a emisiunilor. Nu, așa este de fiecare dată. Fotbalul în România este vioara întâi la sport. Este bine că ați făcut această precizare. Să știți că întotdeauna boxul a fost imediat după fotbal. Mi-au aminte că prin 90, când s-a lansat, 96, când s-a lansat ProSportul, s-a făcut un studiu mare de piață ca să vadă interesul românilor pentru sporturi. Și la final, firma angajată a zis, bun, clar, domnului de la ProTV Sârbu. Sârbu. Și a spus, e clar, în România, locul 1 fotbal, locul 2 fotbal, locul 3 fotbal, locul 4 box. Aha, am înțeles. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Am avut ca federație o perioadă mai dificilă, dar acum suntem pe un drum atât de bun încât sunt convins că nu va trece mult timp până vom reveni din nou. Am intrat pe final, adică acestea sunt teme de aproximativ final. Eu deocamdată vreau să încep abrupt această emisiune, pentru că nu vreau să se înțeleagă greșit, dar ieri răsfoind și căutând să pregătesc această emisiune, am constatat pe pagina de Facebook a Federației Române de Box că n-am pe ce să pun mâna, știi cum e, cum este în materia asta de în jurnalist. Ce se întâmplă? De ce nu apar materiale? De ce nu apar loturile? De ce nu apar luptele? De ce nu apar orele? De ce nu apar multe? Pagina de Facebook a Federației a fost una dintre paginile cu cea mai mare ascensiune din sport românesc. În ultimul an explodase, se ridicaseră de la 4.000 la 16.000. Am avut ghinionul ca exact anul acesta să ne fie spartă și nouă și atletismului și la una. A, deci a fost un ghinion, ca să zic așa. Da, ne-a spart o firmă de marketing din India, am făcut toate demersurile să o recuperăm, am luat-o de la zero cu pagina de Facebook, după o muncă grea în care crescuserăm extraordinar. Munciți mult la treaba asta? Trebuie. Adică nu mulți oameni. Nu, la asta mă refer. Mulți oameni. În sportul românesc
lumea de afară e uimită oarecum, pentru că afară sunt oamenii și departamentul. Exact. La noi sunt departamentele și oamenii. Cam în tot sportul românesc, nu la box. La noi e bine, Daniel. Nu e, dar lucrăm cu ce putem, cu ce avem la dispoziție. E, așa greu cum este, toată lumea face cu pasiune și asta ajută. O să intru și acum și cu Neatiti într-o discuție și o să rog regia să mă ajute cu câteva imagini. Vorbesc despre un meci cu încărcătură mare, care a avut loc la finalul săptămânii, cel al ploieșteanului Edwin Petrea cu acel polonez Oscar Grodzinski, polonez care a fost declarat învingător printr-o decizie care a produs destul de ilaritate în sală, o chestie care nu a prea plăcut. Practic, lumea prezentă la Olimpia a dezavoat maniera de apreciere a celor îndrituiți să dea votul final. Dacă se va întâmpla asta și mâine cu Fabian, ce zice? Nu cred eu că se va întâmpla. Acum hai să luăm și îi dorim. A venit, s-a făcut prea mare vârvă în jurul acestui copil. Cu toate... Vorbiți de Edwin, da? De Edwin. Să lăsăm copiii, a fost prea mult pusă presiune pe capul lui. El copilul, fiind copil la 14 ani, ce să, 15 ani, ce să... Nu știa ce să fac, să boxe, nu era lucid la minte, să-și vadă adversarul, să vadă greșelile adversarului, cum să boxeze. El s-a luat presiunea care a avut-o el, a dus la demoralizarea și de a nu mai percepe unele lovituri ale polonezului. Așa, aici a fost o încărcătura nervoasă și fizică și psihic, toată lumea pe el. Nadine, dacă era băiatul matare, tot același discurs îl aveai? Da, același discurs. Bineînțeles. Eu nu lăsam să nu făteam aceeași presiune pe el. 100%. Fiindcă un copil trebuie să lăsa. Dom'le, să ne gândim, eu am fost boxer, am boxat 20 de ani. Trebuie să lași pe omul când boxează, să-l lasă extraordinar, lasă să singur, să deconecteze, să gândească. Nu presiune pe el. Indiferent la ce competiție ești, mare, mică, și mai ales asta a fost o competiție mare, și toată lumea s-a așteptat ca acest copil să crească valorii și să câștige, să ajunge la titlul european. Știi că eu l-am avut la emisiune. Mie mi-a plăcut foarte mult și cum se descurcă verbal. Este un tip care are dimensiune, are bun simț, are destule. Și eu m-aș fi așteptat, nu că m-aș așteptam să câștigi, Doamne ferește, că la sport știi cum e, îți dă o bucată și ai plecat în lumea viselor. M-aș fi așteptat, și aici îl vreau să-l introduc și pe Daniel în această discuție, ca la un turneu de astfel de ambergură, într-un oraș al tău, ca să zicem așa, Ploieștiu. Bă, o decizie care este așa, muche de cuțit, mă, eu mă așteptam să-i o dea, ăsta e al nostru. Asta era punctul meu de vedere. Greșit? Parțial. Adică noi, în general, ca nație, am vrea să câștige toți sportivii noștri. Și eu consider că Edwin, ieri, alaltă ieri când a pierdut, nu a fost la capacitate maximă. Edwin poate mult mai mult. Este un copil extraordinar de talentat și poate mult mai mult în asta. Poate un duș rece prinde bine oricui. Spuneți că v-ați așteptat să fie decizia pro-România. Noi o să revedem meciul cu atenție, cu specialiști care monitorizează. S-ar putea ca, indiferent cum vedem noi, că toți românii vedem câștigători și ne dorim să fie toți câștigători și ne uităm doar la sportivul nostru ca suporteri. Foarte rar te uiți la adversar să vezi cum a lovit și acela, cum s-a prezentat. S-ar putea să ne înșelăm. Vă dau un exemplu clar. În 2019, în finala campionatului european de seniorul 22, boxa Cosmin Gârleanu cu un rus în Rusia acasă. S-a nimerit să fiu exact într-o brigadă mare de arbitri, urmărea meciul, să terminase o competiție de junior la Ploiești și urmărea meciul. Toată lumea a spus, ne-a furat în ultimul hal, a fost... Spunea rusul, sau spuneam noi. Spuneau arbitrii ai noștri, arbitrii români. Așa. Cu experiență, inclusiv eu am fost atât de afectat și mi se părea... A doua zi, a treia zi, revăzut meciul fiecare în parte, a zis, mă, nu, parcă n-a fost chiar așa. Parcă n-a fost chiar așa. S-ar putea chiar și aici. Parcă n-a fost chiar așa. Poate e un atu
În ce spuneți? De ce vine atât de multe țări? De ce se simt bine România? Pentru că nu o facem, adevărul nu îl înlocuim cu un rezultat. Poate așa este, poate arbitrii au greșit, și să ținem cont că și că nivelul arbitrajului nu e tot timpul la nivel ridicat. Arbitrii aceștia au de văzut 40 ceva de meciuri pe zi. E clar că își mai pot pierde concentrarea. Poate unul a greșit, dar dacă n-au greșit, dacă rezultatul corect era ăsta, și noi ne așteptam să câștigăm doar în virtutea faptului că suntem acasă. Nu e corect să gândim așa. Încercăm să ne dezbărăm de asta, ne e foarte greu. Eu însă spun că Edwin mai are luna, care într-o lună de zile, un alt examen mare, unde poate să folosească la maxim experiența negativă de aici și să devină campion la gimnaziada școlară în Brazilia. Maestre, a contat faptul că acest copil apără culorile clubului din Năvodari? Da, sigur. Asta e, adică dacă era, de exemplu, al CSM Ploieștiului? Aici lucrurile astea nu vreau să intrăm în altă discuție. Asta a fost dorința lui tatăl. Această discuție trebuie purtată odată și odată. Sigur. Asta a fost dorința tatălui lui, nu a noastră. A luat decizia tatălui. A luat decizia, sigur că da. Asta a avut. De ce? De ce? Dar sunteți certați, ca să zic așa, nu știu cum să vă întreb. Păi nu, dar ce e să certă? Nu știu, de-aia de aici, că a luat decizia. A luat decizia să sară peste Ploiești. Eu nu m-am certat cu nimeni și nu mă cert cu nimeni. Eu sunt antrenor de box, eu privesc în sală pe oricine și antrenez pe oricine. Nimeni nu are să reproșeze mie cineva ceva, că am ceva cu cineva. Netiti, eu dacă aș fi și aș avea copilul, eu l-aș duce unde-i mai bine, în primul rând. Da. Deci, ce înseamnă mai bine? Să-l apropii de un punct de lucru, cum este, de exemplu, la Năvodari, habar n-am că nu mă pricep, care îl plătește mai bine, care îl școlarizează într-un fel, care îi promite ceva, care îi dă o semnătură pe ceva, pe nu știu ce. La Ploiești aici nu putea fi agățat așa? Dragul meu. Sau nu s-a dorit? Nu că nu s-a dorit, s-a face prea multe tevatură pe acest copil. Nu vă supărați. Dar e bun sau nu e bun? Dom'le, este. La vârsta lui de valoare, da. Am și eu un copil și mai bun ca el, pe el care boxează mâine. Eu n-am făcut atât. Nu m-am dus să pun. Vorbiți de Fabian. Fabian, eu n-am pus atâta presiune pe acest copil, al meu. Întrebați-l. Dar câteodată e mai bine să pui presiune pe ei? Nu. Nu. Dacă pui presiune, copilul intră vorbesc de o competiție mare. Da. Dacă pui presiune pe un copil care să dacă el nu știe, el nu știe valoarea competiției și nu știe valoarea la care este el supus. Adică la un meci între care va boxa cu un sportiv foarte bun. Să nu uităm că și acest copil care polonezul care a boxat cu el, acesta a fost campion mondial de copii cadeți la Kempo. Sau la... Da. A, deci provenit din altă... Tot din altă, sigur că... Deci, și el l-a urmărit. Vedeți că polonezii nu s-așa de... L-a urmărit, l-a studiat, ci că s-a făcut foarte mult de-asta pe el. Ca o leu, ăla-i băia... Dom'le, stați un pic, hai să trecem examen peste examen. Boxerul când ajunge mare, este să ridică treaptă cu treaptă. Niciodată, eu n-am sărit treapta după întâi, pe a patra. L-am lăsat pe copil, a greșit. Dar nimic. O luăm de la capăt, iar muncim. Nu așa. Nu mă duc. Hai. Niciodată un boxor se face într-o lună, două, trei. Un an, doi, trei, patru. Credeți că Doroftei? Câte mi-a făcut Doroftei? Putea să mă supăr, știți cum? Pe multe. Dumneavoastră nu știți că l-am găsit pe Doroftei cu plapă matrață pe el și cu farfuria plină cu cartofi prăjiți. Mă, ce mi-e foame. Și el trebuie să fac categorie. Și uite că nu m-a supărat pe ce el. Ce ați făcut? Și uite... I-ați recomandat piure? Nu i-a recomandat piure. Săracul zice, mai este, mi-a fost foame. Mi-a fost foame. Acum ce să-i mai faci? Nu știu, nu e nimic. A trecut și a murdărit și plapuma. Nu e nimic. Dom'le, un copil deosebit, Doroftei. Și de asta n-am zis. Și așa nu trebuie să facem atât. Hai, domnule, stați un pic. Azi dumneavoastră ați văzut ce a fost în sală. A venit trei sferturi în sală, a venit pentru el. Și atâta, ce e o valoare. Dar asta nu e rău. Nu e rău. Dar nu așa. Cum a venit, așa plecat. Asta am vrut să spun. Asta am vrut să spun. L-a urmărit și după aia a părăsit competiția.
Ce? Adică a rămas sala goală, pustie. Nu goală, pustie. Nu, adică și goală față de cum a fost. Știți, a fost o emisiune, o gală frumoasă, un meci frumos. Nu putem să ne supărăm. Nu s-a supărat nici polonezii și noi nu trebuie să ne supărăm. Facem atâta. Domnule, dacă luați, eu am dat versă, luați meciul la rece. Lumea a putut să-l urmărească la televizor acum, acum l-a urmărit, da, în timp ce da, vorbeam, da, meciul a fost transmis. Da. Probabil că fiecare își are voie acum să vorbească, dar Daniel, vreau să te întreb un lucru. Nu ți se pare în acest moment că antrenorii ăștia, dacă ești să exclud persoanele de față, antrenorii ăștia parcă vor mai mult decât sportivi? Este normal. Investesc enorm de mult din... avem antrenori care investesc mai mult timp la loturi cu sportivii altora decât cu copiii lor de acasă. Eu sunt convins că așa este. Și este normal să te ateșezi. Este normal să suferi poate mai mult decât copilul, pentru că e o șansă. Și pentru, vorbind de cazul Edwin, până la urmă, ce mare dramă că a pierdut două meciuri toată cariera lui la box. Este un copil extraordinar. Și Tyson, și Ali, toți au toți pierdut. Au pierdut. Important da, e da, psihicul lui puternic. El era în sală, da, Edwin, și a urmărit competiția. Și asta mi se pare de lăudat și de apreciat la el. Că trebuie să-și găsească și el pare să-și fi găsit tăria de a privi în față. Da. În sport pierde, se pierde toată lumea. Spune Ana Maria Brânză, momentul ei de cotitură, când a început ascensiunea în sportul de înaltă performanță, a fost la un campionat european în Italia, când nu mai putea de frică, era un meci decisiv pentru calificarea în semifinale și antrenorul s-a dus și a bătut-o pe spate, felicitări, ți-ai îndeplinit obiectivul, obiectivul nostru a fost primele 8, e îndeplinit, du-te și distrează-te. Și aici atunci am luat aur. A fost, dacă nu mi-ar fi pus așa, eram atât de speriată de meci încât nu m-aș fi putut relaxa. Vorbesc despre un caracter deosebit, într-adevăr. Este o femeie foarte puternică, într-adevăr, cu o tipă care știe să-și respecte principiile de viață, în primul rând. Edwin a debutat în box, tot cu un astfel de meci. La o Cupa României în 2018 sau 19 la Arad, tot un meci foarte strâns la cadeți, nici măcar nu era în competiție, era în concurs național, în afara competiției. Uh-huh. Și l-am văzut plângând în hohote de dezamăgire că nu i s-a dat decizia. Uh-huh. Aproape identic meciul, foarte strâns la cadeți, durează foarte puțin, nici n-ai timp să te dezmetici, să te n-a repriza. Și la junior sunt 2 minute, nu 3 minute, probabil dacă mai durea un minut și era de 3... Reușea să-l încalece pe ăla. Îl câștiga Edwin fără probleme. Uh-huh. Este la început de drum. La început de drum trebuie felicitat. Bravo, Edwin, pentru ce ai făcut, pentru cu cât de mult ți-ai dorit, pentru cât de mult ai luptat, cât de mult ai muncit să fii acolo. Bravo pentru susținerea pe care o ai. Ca să aibă un asemenea public înseamnă că, așa cum a zis, este un copil care vorbește frumos, care se prezintă bine, care e respectos și care își atrage fani. Pentru asta merită felicitări. Și Daniel, și știi care mai e treaba? Este un tip, eu nu fac, când facem emisiune pentru el, asta este, e un punct al emisiunii. Și-am considerat eu, poate că am considerat greșit. Dar faptul că, fiind prezent la mine în emisiune, voi vorbea, eu aș vrea să am un copil care să vorbească cu atâta patos despre sport. Despre sport și victoriile lui pe bandă rulantă în continuare. Și am spus, băiete, vezi că până... Eu i-am spus, emisiunea e, s-o pot da. Nu e așa în viață. În viață mai și pierzi. În viață mai și cedezi. În viață... O să vedeți că nu... Și uite așa făcea de-n pumni, uite așa era, tot timpul era... Și mie mi-a plăcut. Și bă, ambițioși ăștia, cred că o să în viață o să ducă... Îl știu pe Adrian, pe diaconul, am lucrat cu taicățul. Și tot așa. Pe neam mi-l mai prezentat, era un tip destul de timid, așa, până când intra cu unul în față, în față și când dădea, lat îl lăsa. Tot așa, extraordinar de... Era cu fața la joc, tot timpul era și maestrul știe foarte bine. Cine a pus mâșurile? Pe eu ce zic?
Îl știe domnule, foarte domnule, bine. Facem atâta. Gata, atâta, nu mai am închis subiectul, am și spus, l-am închis. Eu de asta mor. Dacă m-ați invitat pentru să vorbim și pentru și mai ales pentru ceea ce noi dorim acum în Ploiești, ca Ploieștiul să fie pentru noi acest campionat o rampă de lansare pentru sportivii noștri și iar dumneavoastră a spus că cu ce îi motivezi pe acești copii voluntari. Toți acești copii voluntari care sunt la voluntariat acolo sunt boxiori și ăia învață boxul să-și învață văzându-i și cu ceilalți. Știți cu cât stau lângă ei acolo și îmi spun copiii, mai se uitați cum dă upercutul în sânge, mai se uitați ce schimb frumos a făcut la direct de domnule, boxul să-și învață. Noi nu trebuie acum. Câți copii sunt în jur? Nu asta aveți impresia că acești copii care vin și vin cu dragă inimă, întrebați-l pe Daniel, cu câtă respect și cu câtă dragoste vin și muncesc de la ora 11 până seara la 10:30-11. Pentru două mese, atât. Numai, și le place boxul și vor să facă box. Nu acum ne băgăm acum pentru un meci. Eu am pierdut, numai să știți că eu, Titi Tudor, în 1977, la campionatele europene de Hale, Germania Democrată, l-am bătut pe Neamț la el acasă, care era din aceeași localitate, iar în semifinale, pentru final, am boxat cu un polonez, Roman Gofri. Credeți-mi, l-am bătut pe Roman Gofri, l-am bătut bine, uitați-vă în spate. Și am pierdut la preferințe. 59-59 preferințele, 3 preferințe, 59-59. Și nu s-a mai făcut atâta tevatură. Da, nu era atunci probleme. Nu era, să mai făcea. Și atunci să nu uităm anul, în ce an era? 1977. Păi de-aia a fost cutremur, ne-a titi. Și mare cutremur atunci. Nu s-a vorbit, dar a fost cutremur. Să vorbim de boxul. Gata, vorbim. Mâine intră în scenă Fabian, marea speranța clubului sportiv Municipalului și al României. Băiatul luptă la categoria 52 de kilograme. Nu uităm faptul că anul trecut, la categoria 48 de kilograme, a cedat, nu știu, parcă era până Italia, pe undeva. Da, la campionatul european. Da, la Montesilvano. A fost eliminat în primul tur al categoriei. Vreau să punctăm asupra acestui băiat și să îmi spui, dumneata, cu cine luptă mâine și cât de tare este adversarul. Noi ne-am interesat de altfel. Adversarul nu este o valoare mare. Este cam de o valoare medie. La ce oră luptă? În gala a doua, al șaselea sau al șaptelea meci. Asta însemnând undeva pe la 6:30-7. 6:30-7. Da. Acest copil este un copil care își dorește. El stă liniștit. Vă dau cuvântul pe domnule, are același caracter ca și Doroftei. Când știe care meci, se duce în cameră, liniștit, să curcă, ia un caiet pe telefon și nu se exteriorizează. E cald. Foarte cald. Și ceea ce mă bucură la el, că el ascultă foarte mult. Și e un băiat care, domnule, nici acum, chiar dacă pierde în fața lui Dumnezeu, pierde. Nu mă supăr pe el. Domnule, trebuie să am. Și am investit în acest copil la vârsta de 9 ani. Dar mă doare sufletul. Dar nu pot să exteriorizez copilul, durerea mea de suflet, că a pierdut el. Da, știți? Nu trebuie să, și n-am să fac niciodată zarvă, ha, că a pierdut. Asta este. Decizia nu e a mea, arbitrilor. Așa este la sport, dar și arbitrii mai greșesc. Și arbitrii mai greșesc, cum a zis și domnul secretar. Și arbitrii sunt oameni. Și oameni, sigur. Și dacă luăm, să nu mai revenim, să luăm ce, să-i dăm cezarul, ce iar cezarul. Să nu începe să judecăm că dacă sunt arbitrii care ne văd cu ochii buni. Nu ne văd codul. Sau așa a avut el la momentul. Zău, e vorba și de așa ceva? Dacă el a văzut bine pe ăsta, păi merge numai pe ăsta. Mamă, asta e o chestie gravă. Nu, dar nu e vorba. Uitați, spre exemplu, anul trecut era vizibil că majoritatea arbitrilor, dar nu la box, la toate sporturile, erau sensibili, impresionați de ucrainieni. Beneficiau dintr-un foc de un mic ajutor, 5%. Pe chestia cu războiul. Peste tot, pe chestia cu războiul. Sunt mulți factori care poate să țină. Vorbim de Stroie, au pierdut 3 copii până acum. Eu spun că n-au pierdut nimic, sunt la începutul unui drum și vreau să-i felicit personal pe fiecare în parte, pe Radu Simion, pe Sox Bence și pe Evin Petrea. Sunt la un început de drum și dacă găsesc puterea să privească cu atenție și meciul lor și tot european, vor avea de câștigat, vor câștiga când trebuie. Noi, ca români, avem
extraordinar de mulți copii care au făcut minuni la nivel de juniori și au bătut campioni mari de tot în box și care s-au stins, n-au ajuns niciodată la seniori. Parcă ar fi de preferat invers acum. Parcă și la fel spun, hai să încurajăm și să îi susținem. Victorile au mulți părinți, înfrângerile sunt orfane. În primul rând trebuie să felicita și încuraja cei care pierd. Și toți care sunt aici merită să aibă un public extraordinar aici la Ploiești. A fost un motiv pentru care am ales Ploiești în organizarea, pentru că este cunoscător de box. Și pentru că a avut campioni, așa mai departe. Eu sunt convins că la finale, semifinale, sala Olimpiadă în Ploiești va fi arhiplină și fiecare român și care câștigă și urcă la medalia de aur și care pierde, va fi aplaudat pentru că merită. Sunt copii și au nevoie de sprijin. Așa să fie. Să anunțăm distinșii telespectatori faptul că aceste gale finale vor fi sâmbătă și duminică și că sunt prezenți, vor putea fi prezenți la sala sporturilor Olimpia pentru a urmări duminică sunt finalele. Este zi liberă, este zi de... Vineri sunt semifinalele, sâmbătă este zi liberă, duminică sunt finalele. Intrarea la sala sporturilor Olimpia este liberă. Puteți să veniți să încurajați pe acești mie îmi place să le zic șoricei, da? În sfârșit. Sunt și micuți, sunt și plăpânți, dar au o dorință extraordinară de a învinge. Veniți să-i vedeți și vă veți convinge că așa este. Haideți să vorbim și pe tema la înălțime, cum ar veni. Președintele Federației Române de Box este politicianul Vasile Câtea. Cum poate ajuta un om din sfera politicului acest sport? Și dacă în mod concret nobila artă beneficiază de plus valoare până numirea lui Câtea în fruntea bucătelor? Eu sau mai ai ziceți dumneavoastră că sunteți mai aproape de dânsul. Eu nu spune că funcția politică are vreun rol. Cred că pasiunea lui pentru box are un rol important. Eu sunt între cei care la un moment dat am crezut că federația asta nu-și mai poate reveni în 2016 și am avut o discuție, angajații erau neplătiți de 6-7 luni, situația era tulbure, erau popriri pe conturi, erau proces. Și am avut o discuție cu domnul președinte Vasile Câtea și l-am întrebat, domnule, de ce mai rămâi, că doar bagi bani în buzunar și doar eforturi? Chiar așa? Dar foarte mult a trebuit și fiecare membru al Biroului Federal a contribuit ca să se ridice federația, să fie unde e acum și e în continuă ascensiune. Și mi-a spus foarte clar și ca el, aproape toți ceilalți veteranii din box, mi-a zis, băi, Gioc, tu... nu vii din lumea asta. Eu iubesc boxul. Dacă eu mă dau la o parte și cei care stăm acum, să alege praful. Nu o să vină niciun om de afaceri, niciun politician să ne salveze nouă federația. Noi care iubim boxul trebuie să punem osul și să o salvăm. Eu cred că pasiunea pentru box, faptul că a trăit în lumea asta de când, cum spune Nea Titi, mâncau pâinea mară. Eu am stat și în Cozul Vasile, în Rusia, la Leningrad, am făcut un semi-infart în colțul lui. Colțul Vasile Câtea. Să spună că după ce a pierdut Vasile Câtea, așa, pe mine m-a dus de la colț direct la spital. Să spună și am zis și a zis el săracul să scuza, mai să că... mai, dar mă duc bără Vasile, dă-i drumul acolo, vezi de treabă, las că n-am nici pe sărăcie. Da, uite. Și, dar să vă spun, el are o pasiune nebună, ca și mine, poate. Mai rău ca mine, chiar dacă e în Parlament. Și poate ne ajută mai mult. Vedeți cum a spus și Daniel. Ne ajută mult. Noi eram băgați în groapă. Acum nu vine să vorbim de morți de rău. Dar unde ne s-a dus pe noi, unde ne-au dus, era foarte greu să ne revenim. Uite, acum am revenit și suntem un pic cu picioarele pe pământ mai sus. În Liga mai sus, Aur, mai sus. Primele o federație din România. Și apoi mai avem... Deci nu putem vorbi despre o federație săracă. Nu. Nu vorbim în sportul românesc, cred că în afară de fotbal, cred că nicio federație. Poate și canotajul. Nicio federație nu e bogată în sportul românesc. Noi facem în luna noiembrie, decembrie, cererea de finanțare. Așa. Vă spun în casă, s-ar putea să mă afectez. Nu vă afectez. Antrenorii loturilor dau planurile lor de pregătire cu optime, ca să obțină maxim de rezultate. În baza cererii, în baza planurilor lor, noi facem planul, o cererea de finanțare, care de obicei e la contract, rămâne maxim un sfert sau în cazuri extreme jumătate de necesar acoperit. Nu există federație bogată
în afară de fotbal și poate ca notaj, dar nici ca notaj. Ca să, spre exemplu, noi am avut anul acesta buget 750.000 și ne batem la competiția asta cu Uzbekistan, care are 28 de milioane plus sponsori de euro. Noi avem, ținem un lot așa din bucățele, nu complet, nu cu 2-3 pe categorie, iar Uzbekistanul avea 4 echipe, echipa 1, echipa 2, echipa 3 și 4 și le e greu să facă selecția. Noi vedeți cum ne legăm de o victorie, de un copil, de Edwin, de Stroie. Da, să ai 10 Edwin, 10 Stroie. Îți pierde unul, sunt alții care ajung acolo. Adică, ce te duce în Uzbekistan? Păi, nu ar fi rău acum spre sfârșit de carieră să mă duc acolo, că nu e... Păi nu să le faci un pic de ordine și de disciplină acolo, că am zis că ea plătesc cu plasa. Cu plasa, dacă exact la pește. Vorbesc serios. Chiar am, așa am înțeles. Eu vorbesc acum de fotbal, mă. S-a terminat meciul, a intrat Monsieur Président, a lăsat plasa și începe acolo, pe loc. Uite că noi n-am avut norocul ăsta, dar felul în care suntem acum și suntem pe drumul cel bun cu boxul, eu vă spun, în câțiva ani, deja am calificat o fată la Olimpiadă, suntem cu un picior foarte bine pus sus, mai avem încă două turnee de calificare și poate mai vine încă unul, doi și suntem deja... Cam unde v-ați propus sau cum să zic așa? Da, noi ne propunem tot timpul mai mult și l-a întrebat pe Adrian Lăcătuș, antrenorul lotului principal la lot, feminin, da. L-a întrebat la Comitetul Olimpic în ședința CTOSP, dom'le, dar de ce ai spus că tu califici 4 când 4 ai toate în lot? Și a zis, dar cum aș putea să zic, calific 2? Pentru toate au același obiectiv, eu îmi doresc să meargă toate și muncim să se califice toate. Deci, toate vreau să se califice. Dacă nu o să întâmple, o să trească să muncim mai mult, să se întâmple data viitoare. Dânsul este și cu doamna, nu? Da, soție. Doamna Mihaela Lăcătuș, campioană, prima prezență la Olimpiadă. Maestru, ce nu mai apar campionii din anii 2000? Vreți să vă spun, la mine apar, dar apar mai târziu. Ce înseamnă mai târziu? Pare să știm să ne fixăm și noi ceasul. Copii, stați un pic, că nu este așa ușor ca un boxer să faci un boxer într-o, cum am zis mai devreme, o lună, două, trei, un an. Da, câte? 4 ani, da? 2, 3, 4 ani. 4 ani, da. Dar acești copii, 3-4 ani, trebuie să le dai și mâncare, trebuie să le dai și un serviciu, trebuie să le dai și o indemnizație, trebuie să le dai și un echipament bun, trebuie să le dai și mai multe și mai multe, să-i duci la competiții internaționale. Te-auzi, Daniel? Eu cred că, cum spuneți, de ce nu mai apar boxerii de acum 20, de acum 30 de ani? Nu, până că nu mai e timpul de acum 20 de ani. Nu va mai apărea niciun boxer. Ce era atunci? Era mai multă foame? Da. Era și mai multă foame și mai puține distrageri. Uitați-vă acum cu telefonul. Cu telefonul probabil că aveți 20 de apeluri pierdute și 50 de mesaje primite în 37-40 de minute de când suntem. Acum au tentații atât de multe. Televizor cu sute de canale, YouTube, TikTok, WhatsApp. Nu mai sunt vremurile și dacă ne vom încăpățâna ca părinții, primul rând, să ne creștem copiii pentru trecut, s-ar putea să fim dezamăgiți. Noi nu avem cum să-i creștem pentru viitor, că nu știm, nu suntem pregătiți. Noi, cu mijloacele noastre, cum am fost crescuți... Da, și acum nu mai ai voie să-i mai dai nicio palmă. Și suntem prima generație... Ai mai maestre? Da, așa, n-ai voie, n-ai voie, dar e mai... E mai pic legal, ca să zic așa. Coarda. Nu e chiar așa. Coarda. Ce să face, n-avem ce face. Să știți, mie îmi pare rău că nu că au dat, au scos bătaia. Să nu vorbim de bătaie aici. Nu, fără bătaie la box. Da. Bătălie. Severitatea trebuia. Autoritatea. Antrenorul la profesor trebuie să aibă, să fi fost mai mare, să fie mai mare și să fie la fel cum era înainte. Păi, nu vezi că în școli sunt cu droguri, cu tot felul ăsta. Păi dacă eu am intrat în școală, vă spun, când intru într-o școală din asta, sunt foarte mulți care mă cunosc. Știți că să uite în slorcă. Zic, dacă m-am prins cu droguri, vă mănânc. Ați spus mai devreme de Stroie, de șansele de mâine. Din punctul nostru de vedere, al federației, al antrenorilor, Stroie și-a îndeplinit un obiectiv major anul acesta, pentru care îl felicităm extraordinar. A terminat anul școlar cu media 10. Deci este un obiectiv pentru care merită toate aprecierile. Da, da, 10. Că nu ia medalie de aur acum, are o viață întreagă în față, trebuie să crească frumos, să crească încrezător în el. Eu tot merg pe ideea că și părinții trebuie să înțeleagă lucrul ăsta.
Da, că părinții pun o presiune infinită pe copii. Extraordinar. La mine părinții lui Stroie nu se bagă. Sunt ele jera, și domnule, dumneavoastră vi l-am dat... Ce sunt părinții lui? Tatăl este taximetrist, iar mama s-a vânzătoare. Deci părinții de calitate medie, calitate nu sunt... Și vedeți, nu, părinții nu pun presiune pe el. Când n-ai făcut, nu, lasă, n-ai putut tata acum, poți tata viitoare, mamă să... Nu e nimic, mamă, nu merge acum, merge tata viitoare. Frumos. Și au încredere în ceea ce spunem noi. Acum e la Centrul Olimpic de la Brăila, cu Perțea. Perțea mi-a fost elev. Un băiat deosebit, un copil. Și Pizza mi-a fost tot elev care e acolo la Centrul Olimpic. Oamenii mi-au Perța și mi-au urmat exemplu ca antrenor. Și totdeauna îmi povestesc și maestre, atât de mult te iubesc, fiindcă am avut ce învățat. Eu eram sportiv, Matale era antrenor. Eu eram antrenor la început, Matale era antrenor. Adică i-am crescut în așa fel încât toți copiii lui care sunt deja spre drepturi bune. Mai am un subiect, uite, stelista asta, lăcrămioara pe joc asta, dar și era un dinamovist, Andrei Arădoaie. Da? Andrei Paul Arădoaie. Ei au fost declarați și mai buni boxeri ai anului trecut. La nivel de seniori. La nivel de seniori. Da. Nu, că întrebarea care era, dacă sunt ei într-adevăr și la acest moment cei mai buni sportivi ai boxului românesc. Lăcrămioara Perijoc tocmai a obținut biletele de calificare la Jocurile Olimpice și ne-a luat o piatră după inimă. Suntem singura federație cu prezență neîntreruptă la Jocurile Olimpice începând cu 1952. Deci este de departe cel mai bun boxer al momentului pentru Federația Română de Box. Paul Andreea Arădoaie, da, este cel mai experimentat, sportivul cu cele mai mari șanse să obțină și el calificarea la Jocurile Olimpice. Și unul și altul sunt acolo nu pentru condiții extraordinare, nu pentru beneficii financiare mari, sunt acolo pentru pasiune. Puțin știu că Lăcrămioara Perijoc anul trecut s-a antrenat cu un picior în gips și era zi de zi la sală și stătea pe scaun și dădea în sac. Puțin știu că Paul Andreea Rădoaie s-a dus la campionatul mondial și în ziua în care boxa ei s-a născut primul copil. Și a presiunea mare. Adică pasiunea îi face să fie cei mai buni și pentru că o au în continuare, da, consider că sunt în continuare cei mai buni sportivi boxeri români la nivel de seniori. Aveți la lot genul ăsta de psiholog, de să vorbească cu ei, să îi echilibreze în anume fel sau învață de acasă sau cu antrenori? Nu, este poate pentru prima oară și toată lumea nefericită de la CUS, de la MTS, când avem un staff, un colectiv tehnic de alți specialiști extrem de puternic. Avem psiholog, avem biochimist, avem preparator fizic, avem kinetoterapeut, avem analiz video. Ești acostă, de-aia zic. Mergem și acolo. Noi nu ne permitem să plătim salariile pe care le-ar merita. Adică avem colaboratori în colectivele tehnice care lucrează din greu în altă parte. Eu cred că mai degrabă pierd lucrând la box, dar sunt mai pasionați. Mare pasiune, da? Mizăm mult pe cei care au contact. Să știți că majoritatea celor care au contact și contabila, șefa contabilă de la noi, lucrează la noi pe un salariu probabil mult mai mic decât ar putea lua o altă firmă, dar tatăl ei a făcut box. O leagă în pasiune. Da, adică pasiunea e decisivă și pasiunea ne-a ridicat. Nu banii, nu influența politică sau de altfel. Vreau să te mai întreb și despre... Am găsit o temă foarte interesantă. Sunt convins că telespectatorii vor aprecia genul ăsta de întrebări. Zi-mi despre Dăncuță. Ce a mai făcut băiatul ăla după tâmpeniile alea de acu' 3 ani? A fost executat, adică a fost închis, să le spun telespectatorilor, că Alexandru Daniel Dăncuță, fostul boxer român campion la categoria super grea, a fost acuzat că a falsificat carduri bancare. Vreau să vă spun și că el era pregătit la un moment dat de preparatorul lui Tyson, dacă mi-aduc eu bine aminte. Vreau să știu ce s-a întâmplat. Asta era o chestie din 2000, parcă. Am să vă spun cu toată sinceritatea că pe mine mă interesează exclusiv boxul amator. Hai fără discuție, facem o discuție că și așa ne aude nimeni. Atunci nu stăpâne subiectul, nu l-am urmărit. Vă spun despre fiecare copil de boxul amator care are probleme, ce se întâmplă cu el, că am avut
2017, 4 copii suspendați pentru doping și 4 ani de zile au primit niște sancțiuni incredibile. Au luat 20 de ani împreună pentru o prostie, o copilărie. O copilărie au luat folosemit să slăbească mai ușor, adică nu s-au dopat, nu astea. Și sunt bucuros că unul dintre ei a revenit în activitate, a continuat să se antreneze, dar despre Dăncuț, eu personal nu știu. Nu știu, am înțeles. Nu m-a interesat. Da, am înțeles. Spune, era un subiect ăsta de televiziune, și că se practică. Poate că ai mai fost în zona asta. Spune despre Moșu, despre Doroftei, ce mai știi? Crezi că ar putea să îl mai vedem pe ceva la Ploiești? Eu sunt convins că da. Adică... Ce, suflul ăsta de român da, și nu se pierde. Cine avea melodie Dolănescu Junior, Casa Părintească casa, nu se vinde. Casa nu se vinde, da. E greu să ștești totul cu buretele. Probabil acum, până când copiii lui vor fi toți bine, toți realizați, mai trage și... Chiar îl felicit extraordinar pentru că arăta într-o formă fizică da, impresionantă. Arată bine, bine. Da, extraordinar, dar sunt convins, l-am fi invitat, de fapt, să fiu mai corect, și la acest campionat european, dar era o problemă cu pașaportul, ceva, dar nu a putut veni. Pașaport. Este un nume atât de mare, cred că ar fi mereu bine primit. Lumea ar fi... Ar fi apreciat foarte. Apreciat mult această invitație și decizia lui de a veni în țară. Te-ar ajuta Netiti dacă ar veni la țară? Am avut o pierdere enorm de mare cu plecarea lui. Dar asta a fost decizia lui, decizia familiei. Da, familia. Familia a fost cea că și domnule, în primul rând trebuie să ne gândim, să ne uităm în primul rând ce vine după mine, ca tată, îmi vin copiii. Copiii trebuie să fie realizați. Eu ca om, nu, dar el ca pentru copiii lui, care își iubește enorm de mult și mă bucur pentru și ce m-a bucurat enorm la Doru și a făcut singur sală acolo, sală de box, a pus mă și a muncit cum am muncit și eu acum 40 de ani, Cârca, la sală de box. La Cârcă. La Cârcă. Am săpat fundația sălii de box, care e acum unde ne antrenăm. Am săpat și eram maestru al sportului și eram vicecampion României, locuitor la campion. Deci, probabil de-aia ție așa de mult la locul ăla. Asta este, dacă știți cum e toată lumea, așa, într-adevăr, țin enorm de mult. De când la mine casa este jumate, acum jumate la sală. Am înțeles. Asta este. Se ridică Ploieștiul la nivelul așteptărilor pentru acest campionat european, sincer? Am avut emoții, recunosc. Am avut emoții pentru că așa sunt tot timpul când e o primă colaborare cu cineva. Dar acum aș face oricând o altă competiție mare aici și aș milita să se organizeze la Ploiești. Am întâlnit oameni de calitate. În primul rând, așa cum am zis, avem suportul domnului Titi Tudor și al copiilor lui, care e extrem de important. Angajații de la CSM, am întâlnit la sala acolo la Olimpia niște oameni extraordinari. N-au avut nicio treabă cu... Cu cine s-a întâlnit? Angajații sălii, de la femeia sălii și la doamna directoare. Am crezut că din birouri din astea, că vreau să văd și cu cine. Doamna directoare a fost extraordinar. Nu pleacă de acolo până de când se dă drumul până să pleacă. E dânsă acolo. Dar ce îi place? Boxul sau? Nu, îi place să facă o treabă bună. A, să fie totul bine organizat. Da. Domnul Rădulescu este prezent acolo? Încă n-a venit, domnul Rădulescu. Vine la final. Dar ceea ce mă impresionează foarte mult, autoritățile locale au fost lângă noi tot timpul. Tot timpul. Urma să continui, mulțumesc foarte mult și autorităților locale, domnului primar, domnilor viceprimari, consilieri, pentru că îmi dau seama că sunt orgolioși și dacă au intrat în hora asta, chiar vor să iasă bine. Hai să jucăm până la sfârșit. Chiar vor să iasă bine și... Le mulțumim mult și le vom fi parteneri oricând ne vor... A fost vreo federație nemulțumită? Vreo ceva de chestie asta? Am avut dificultăți pentru că nu ne-am așteptat. Știu că la început, de regulă să nasc... Da, dificultăți sunt și provocări uriașe pentru că ai 12 hoteluri. În mod normal, dacă era în Ploiești un hotel de 700 de locuri, probabil era toți acolo, impecabil. Dar de la 12 la 3 să botel? Încep să calculeze, dar eu de ce stau acolo și nu stau la celălalt. Da, da.
Da. Dar până la urmă observ că lumea... Ușor, ușor lucrurile au s-au așezat. Au și fiecare mănâncă unde este cazat, să zic așa, locurile. Nu am hotărât ca să nu fie niciun fel de diferență. Să mănânce toți la hotel central, același meniu, să nu consideră că unii mănâncă mai bine, alții mai rău. Asta este un lucru extraordinar, dacă ați putut să faceți. Da, dar o provocare, asta? O provocare uriașă este, să-i transporți la masă, să... Îi duci în sorcii, acolo prea sunt locuri de cazare, de campare... Și așa mai departe, parcările sunt... Mi-ați adus aminte și firma de transport extraordinar de paroli și de muncitori oamenii aceia. Odată n-au spus un cuvânt că trebuie să stea peste programul oră. Două. În urma unui clasament final pe națiuni, care crezi că va fi prioritatea pe care o avea România? Va fi România undeva la locurile 1-5? Da, eu cred că va fi în primele 3 chiar. Da? Am fost la campionatul european de tineret în Armenia. Acum nici 2 luni am fost locul 3 pe națiuni. Mă aștept ca și de ce n-ar fi locul 3 pe națiuni. Da. Fără probleme. Avem cu ce. Avem copii buni. Avem, în momentul ăsta, cred că 19 în cursa pentru medalii. Ne-am permis să venim cu lot complet. Ăsta e unul din avantajele când organizezi România. E singurul loc în care poți să te duci cu toate categoriile acoperite. Afară, probabil, am fi mers cu 5-6 la băieți, 5-6 la fete. Aici am putut veni cu lot complet să le dăm o șansă tuturor. Și avem surprize și plăcute. Adică au pierdut 3, cum spuneam, 3 dintre favoriții principali ai lotului de băieți, dar sunt alții care nu erau pe lista favoriților, care probabil nu ar fi prins lotul și care s-au descurcat extraordinar. L-am văzut pe Mario Teodosescu, fratisul a luat medalia cu 2 luni în Armenia, la tineret, și el acum mai are un meci să ia medalie la juniori. Voilà, exact. Domnilor, am o veste proastă, și atunci mă tot fi plăcută pentru voi. Timpul alocat emisiunea la sfârșit. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență în platoul de la Dada TV. Dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în aceleași condiții. Bună seara, să zicem, nu? Eu aș vrea să... Ia, spuneți. E obligatoriu. Ia. Vă așteptăm la sală. Duminică, la finale, să aveți ce vedea. Vor fi niște copii extraordinari din partea României care merită încurajările dumneavoastră. Ne așteptăm la sală. Așteptăm autoritățile locale, sponsori cât mai mult, prieteni cât mai mulți, consilieri cât mai mulți, autoritățile locale să fie lângă noi, că e pentru noi, fiindcă sunt copiii noștri, românii noștri și... Vrem ca ei să fie alături de noi, ca să ne iubească cum și noi iubim pe ei când mergem la vot. Și să nu vină cu mâna goală, nu? Să vină cu ce-o putea, dar să vină. Seară bună, numai bine. Numai bine. Numai bine.